Neața! În primul rând am decis să schimbăm un pic decorul în spate, așa mai facem un mix-up, nu tot timpul la fel, dar nu despre asta este vorba în clipul de azi, este vorba despre pachetelul ăsta și ce conține și vedeți care are stickerul de la Avemol. Este de la băieții de la Avemol, însă și-au extins linia de producție cu încă un brand sub numele Underline și se ocupă cu, o să vedeți imediat, de ce să vă spun când vă pot arăta. Nu, o pica jos! Chestia asta era o brățară de carbon. Nici nu se vede, frate, de mâna mea tatuată, de tatuaje, nu se vede brățara. Și un breloc aici, tot din carbon. Deci, când zic carbon, zic chiar carbon. Nu sunt acoperite cu folie de carbon sau chestii de genul ăsta. Da, huse de telefoane, despre asta discutăm, pe lângă alte chestii, după cum ați văzut, dar nu știu ce e asta mare și văd aici două pătrate. Vedem imediat. Deci, da, huse de telefoane premium, o să vedeți imediat, pentru că eu deja știu despre ce este vorba. Și am aici un Samsung Galaxy S10 și un Mate 20 Pro, pe care o să le îmbrăcăm cu ce huse găsim pe aici, pentru că băieții mi-au trimis mie aici mai multe despre care o să discutăm și o să le vedem astăzi, dar după cum am spus mai adineori, la ei pe website găsiți mult mai multe și dacă nu mă înșel, eu am cam multe de iPhone aici, pentru că nu cred că este doar părerea mea, iPhone-urile parcă sunt puțin tel mai fancy, așa să zic, decât știu eu un Mate 20 Pro sau chiar și un Samsung, deși sunt același nivel de smartphone-uri. Deci, na. Piele Alcantara, după cum vedeți și voi, arată super, super tare. Culoarea nu este exact pe placul meu, dar avem mai multe aici și, după cum am spus, aveți oricum o gamă foarte largă de alegere. Una pentru iPhone XS Max, care este la fel ca și cealaltă, doar că altă culoare. Una din carbon pentru Mate 20 Pro. Mamă, ești nebun! Foarte, foarte subțire, foarte, aproape că este insesizabil în momentul când e pe telefon. Nu alunecă, deci arată chiar foarte, foarte tare. Dar eu parcă prefer ceva mai de piele, mai o Alcantara, mai o treabă de aia, știți ce zic? Haideți să căutăm una mai pe placul meu, sper să fie pe aici, pentru că din câte am văzut eu, mai multe sunt pentru iPhone. Avem una aici de carbon pe spate cu cauciuc pe margină. Mamă, ce lucioasă e! Și amprentele se lasă, dar nu prea se văd. Haideți să vedem ce mai avem. Ia uitați-o pe asta, frate. Mamă, ce contrast frumos are. Tot din piele Alcantara. Mamă, cât este de... Am spus la începutul clipului, repet acum, dacă nu spun acum, sunt foarte, foarte premium. Deci nu sunt niște huse pe care o să le iei din piață. Da, deci uitați-vă și la asta. Deci atât de elegante îmi par și de minimaliste și de stylish, nici nu știu cum să mă exprim. Dar una din asta pentru telefonul meu, nu? Net aici! Mamă, frate, asta m-a dat pe spate. Deci uitați-vă la asta. Du-te, bă, de aici, bă, dar telefonul meu nu merge. Asta este tot pentru iPhone. Mamă, cât de bine arată pielea asta roșie. Deci husa mea pe care o am pentru Mate 20 Pro este tot ceva de genul. Deci eu prefer astea față de... Astea de carbon, nu știu de ce, e o preferință proprie, clar, poate pentru tine nu e așa, poate ție îți place mai mult aia de carbon, însă mie îmi plac astea mai mult, uai cât de bine arată, deci asta o punem deoparte aici, o punem aici deoparte, mamă, dar pentru al meu sau pentru S10 ceva de genul nu este? Am găsit aici una pentru S10, dar este tot din carbon, tot așa foarte, foarte subțire, deci cred că jumătate de milimetru au, poate mai puțin. Tot una pentru iPhone, un albastru mai închis, așa, foarte deep, foarte dark. Dar unde este? Mai avem încă 3. Mom, ăsta e carbon amestecat. Deci pe partea asta este carbon normal, iar pe partea asta este carbon amestecat. Îți dă, nu știu, efectul ăla de marmură, parcă. Tot pentru iPhone este și asta. Subțire, ușoară. Alea mari acolo ce sunt? Una din full carbon, lucios pe partea din exterior și mat pe partea din interior. Lăsând la o parte faptul că eu colaborez cu ei de atâta vreme, am fost foarte curios să văd husele astea de când mi-au povestit de ele și sunt excepționale, frate. Acum, evident, au un preț la același nivel cu calitatea pe care o oferă, deci, na. Practic, nu am din aia roșie aici.
Mai avem astea care asta ce? E pusă de tabletă, frate, ce asta? Sunt foarte curios. Bă, du-te mă, portofel pentru femei de carbon. Portofel de carbon, nu femei de carbon. Niște bani pe aici nu sunt. Aparent nu, e gol, frate. Cu asta se agață, el se leagă de acolo să nu-l pierzi. Și... și aici oare ce? Aici cred că sunt portofele de bărbați. Dacă mi-a trimis portofel de femeie, astea sunt pătrate, da. Mamă, cum arată... Ia uite-l pe ăsta. Piele, evident, cu un highlight roșu sus aici. Bă, să știi că chiar aveam nevoie de un portofel ca lumea. Un portofel nou, pentru că al meu săracu și-a trăit viața. Și mai avem unul din coace care tot portofel ar trebui să fie. Da, și este unul de carbon. Tot de piele și îmbrăcat în carbon pe partea din exterior. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Dar, husă pentru mate-ul meu din asta, culoarea, frate, și materialul și filul, nu-ți alunecă, nu nimic. E senzațională și foarte subțire. Blană. Bun, păi, na, cam asta este toată treaba. După cum ziceam, am vrut să vă arăt și vouă chestiile astea, pentru că sunt niște huse foarte premium și foarte bune și probabil că nu sunt pentru toată lumea. Dacă ai un telefon șmecher, eu zic că merită să-ți iei și o husă ca lumea. Na, cam asta este toată treaba. Dacă sunteți interesați de vreo husă, dacă vreți să vedeți mai multe chestii, link-ul e în descriere, sunteți bineveniți să dați click acolo și să vedeți voi mai departe ce aveți de făcut. Eu vă doresc o zi superbă, pe aici vă las un clip, două, să vă uitați în caz că n-aveți ce face, deși este vară și ar trebui să fiți pe strand pentru că sunteți în vacanță, mai un pic, dar dacă nu, Chipflix TV aici cu multe clipuri să vezi ce face. Bine, probabil dacă mă urmăriți le-ați văzut deja pe alea din spate, dar da, facem și altele noi, nicio problemă. Apăsați clopoțelul acolo ca să primiți notificarea. Încă o dată vă doresc o zi faină și ne vedem data viitoare. Pa, pa!